Da, știu, n-are nicio legătură cu Barbie, dar refuz să mai port roz după ce am văzut filmul ăla. Ăsta mă face să mă simt mai bine, m-a calmat un pic. Probabil ultima, următoarea dată o să fie când o să fac recenzie la Deadpool 3, o să mai port tricou ăsta. Îmi place foarte mult. Așa, Barbie, sau cum a fost tradus la noi, Bărbie. Oh, ce glumă groaznică, îmi pare rău. Am văzut Barbie după ce am fost la Oppenheimer, unul dintre cele mai bune filme ale anului. A continuat cu unul dintre cele mai proaste filme ale anului. Da, spoiler alert, Barbie este unul dintre cele mai proaste filme. După mine. Nu după toată lumea, sunt sigur, după mine este inutil. Nu știu pentru cine a fost. Nu știu pentru cine a fost făcut filmul ăsta. Nu e pentru copii mici. Nu e pentru fete, fetițe, adolescente, fete adolescente sau un pic mai mari sau și mai mari sau nu știu pentru cine e filmul ăsta. Nu dau seama dacă e pentru cineva. Anume, este doar pentru a transmite mesajul. Dacă cine se uită la The Critical Drinker, parcă se cheamă canalul, foarte mișto. Aruncați o privire. The Message. Bineînțeles, o să vorbesc un pic și eu știu că câțiva nu mai suportați chestia asta, dar nu am cum să nu vorbesc despre wokeness. Now is Barbie a smash the patriarchy feminist film? Yes it is. It's worth addressing. It's in the makeup of the film. To its core, to the bone marrow of the film, reviewing Barbie and not even addressing that fact, it's kind of like reviewing Oppenheimer and not even mentioning the bomb. Pentru că filmul ăsta nu este altceva, nu are nimic pe lângă, în afară de un mesaj pe care vrea să-l transmită și bun, și două, trei glume care au fost ok. Și arată bine, știi, scenografia, efectele, culorile, whatever, nu știu ce, arată bine, știi, costumele, nu știu ce. Da, ok, arată bine, e făcut bine, tehnic și nu știu ce, au făcut o treabă bună, dar trebuie să mă fac foarte bine înțeles de ce sunt eu împotriva, foarte pe scurt, de ce sunt eu împotriva chestiei ăsteia cu woke. Ness, sau nu știu cum dracu să-i zicem. Adică eu nu suport la chestia asta faptul, nu mai suport că cineva trebuie să fie mai bun decât altcineva. Oh, because I'm better than you? When incompetent men explain my own area of expertise to me, I do it pretty much every day, because if I don't, I will get called emotional or difficult, or might just literally get murdered. So I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. I missed the part where that's my problem. Orice sex, orice rasă, orice fel de oameni, om, persoană, persoane, nu știu ce, m-am săturat de comparația asta constantă din ultimul timp în filme și seriale. Foarte bine promovează egalitatea. Ei nu promovează egalitatea sau nu o promovează bine prin comparația asta de eu sunt mai bun decât ăla, ăla e mai prost decât ăla, ăla e mai rău, e personaj negativ, ăla este nu știu cum, ăla e mai șmecher, ăla niciodată nu greșește, ăla... De ce? Asta nu suport. Nu am nimic cu femeile și orice altă rasă, minoritate existentă. Nu, până acum 10 ani sau nu știu cât, când exact... Nici nu observam, mai puțin, nici nu observam culoarea, sexul oricărui personaj din orice film. Nu observam chestiile astea, că gen, a, stai, ăla era negru și a murit primul și asta înseamnă că e nu știu ce, știi, e discriminare. Albul ăla e personajul negativ, normal că albul e negru. Nu observam. Deloc, adică asta e o chestie făcută de tot de oameni și a fost făcută de mult timp, adică sclavie și mult înainte. Oamenii ca specie am avut o problemă cu aspectul altui om. Ceea ce este
Și în Rick and Morty a zis-o, în episodul ăla cu șerpii. Gen, a, uite, sunt în pragul distrugerii, autodistrugerii, știi? Deci distrug planeta pe motivul rasei? Ce tâmpenie, îți dai seama să fii un șarpe rasist, să-ți distrugi planeta pe războiul raselor? Și nu știu ce. Da, e penibil, e ridicol. Ce contează cum arătăm? Știi? Adică este absolut aberant. Și ăștia pun accentul în toate filmele din ultimul timp pe exact chestia asta. Parcă vor să instige la ceva. Parcă ei sunt mai rasiști. Știi? Adică nu mi se pare deloc direcția bună. Și de asta nu suport când și în filmul Barbie există nu doar că 1000 de teme și de mesaje și de chestii, scene și replici și nu știu ce care să... Și așa, care să spună chestia asta, dar este un monolog de câteva minute. Un monolog în care o femeie, bineînțeles, spune că este imposibil să fii femeie și, mă rog, și că bărbații nu le lasă și sunt niște porci și nu zice chiar direct, dar ba da, destul de direct. Că femeile... Cam asta e, știi, cam asta e concluzia. Femeile fac totul și pot să facă totul. Eventual, dacă n-ar exista bărbați, ar putea să și așa. Eu nu zic că e ușor. Probabil e mai greu. Probabil e mai greu să fii femeie. Chiar probabil e mai greu. Dar nimeni n-a zis că nu e. De ce? Nu știu. Da, există. Eu nu zic că nu există discriminare, nu zic că nu există femei care sunt, nu sunt lăsate, nu sunt nu știu ce, și e frustrant și ok, înțeleg. Dar nu mai distrugeți filmele și serialele prin mesajul ăsta, overcompensating, exagerează cu mesajul, îl forțează într-un fel în care nu este, nu de ce nu construiesc niște personaje puternice feminine? De ce nu ne arată că femeile sunt și fac și pot și nu știu ce? Decât să ne-o spună că trebuie să înțelegem asta. Femeile sunt așa. Da, ok. N-a zis nimeni că nu sunt. Și în filme și în astea, arată-ne chestia asta. Știi? Fă-ne să simțim chestia asta. Nu ne-o spune. Știi, așa gen... Da, știu, n-am vorbit deloc despre film. Arată bine, tehnic e bine, nu știu ce. În afară de mesajul ăsta, nu prea e nimic altceva. Nu e pentru... Încă o dată, nu știu pentru cine e filmul ăsta. Nu mi s-a părut mie cel puțin amuzant. Sunt câteva faze drăguțe și... semi-amuzante și nu știu ce. Există niște chestii. Mai ales cu Ryan Gosling, mai ales cu Ken, personajul lui Ken. Dar majoritatea sunt... Toate scenele cu Will Ferrell sunt parodice, dar penibile. N-am înțeles de ce personajul Will Ferrell este în viața reală și se comportă mai stupid decât ăia din lumea Barbie, care ar trebui să fie, știi, mecanici și ridicoli și nu știu ce. N-am înțeles ce s-a întâmplat. De ce doar personajul Will Ferrell și care, bineînțeles... CEO, directorul general, whatever, așa, executiv, căcat, nu știu ce, cu oamenii lui, bineînțeles toți bărbați albi, dar chiar, da, toți erau bărbați albi, bineînțeles, care sunt cei care sunt doar actiați după bani și știu ei ce e mai bine, ce e mai bine pentru absolut toată lumea și nu știu ce, normal, n-am înțeles de ce ei... Am înțeles că au probabil la vreo regizoare și ăștia nu știu să-și bată joc de ei și de aia a făcut și pe ei atât de ridicol. Da, probabil de aia, nu știu. A fost așa, a fost cringe. Multe chestii au fost cringe. Ryan Gosling și Margot Robbie joacă foarte bine și restul, toți, joacă foarte bine. Prea bine. Deci, încă o dată, filmul nu e nici pentru copii, nici pentru adulți. Pentru adulți, da, mai degrabă e pentru adulți, dar nu știu ce adulți, nu știu... Care e targetul exact? Dacă v-a plăcut sau v-a plăcut mai mult sau nu știu ce, dar foarte bine, nu e greșit. Faceți-vă propria părere și nu știu ce, dar așa am eu impresia că au cam dat-o în bară cu
targetul, nu știu cum, ideea filmului ăsta, așa, pentru majoritatea. Cred, nu știu, spuneți-mi și voi. Spuneți-mi și voi dacă am dreptate după ce vedeți filmul. Cum vi s-a părut vouă? Și da, ok, o să pară sexist, dar sunt un bărbat straight, hetero și Margot Robbie arată extraordinar de bine în continuare. Trebuia să spun. Și Ryan Gosling arată extraordinar de bine în continuare. Dracu de noroc. Ok, noroc. Cam atât. Cam atât. Nota mea pentru Barbie este... 3? Pentru Margot Robbie, Ryan Gosling și cum arată filmul. Poate câteva glume pe acolo. Bine, 4. Poate câteva glume pe acolo. Da, 4. Cred că în principal ar trebui să fie o comedie și de ok, umorul e subiectiv și poate să vă placă mai mult decât mi-a plăcut mie. Mie nu mi-a plăcut deloc partea asta de umor care e 80% poate din film. Și bine, 80% din film e mesajul, dar cealaltă, bine, hai, 20% e umorul care pe mine nu m-a prins, deci de aici nota mea. Vizionare foarte plăcută la Barbie. Succes! Și spuneți-mi cum vi s-a părut și chestii în comentarii, notele voastre. Vizionare plăcută în continuare pe acest canal, dacă nu vă dezabonați pentru că nu mai suport să mi se spună că în principal bărbații albi, hetero, și nu pentru că sunt eu, pentru că nu înțeleg de ce trebuie încă o dată, de ce trebuie să fie comparația asta în ultimul timp. Mă rog. Abonare aici, unde cerculețul ori aici, ori aici, niciodată nu știu unde îl pun, de aia fac așa tot timpul. Pupa, da, pa. Da pa, da pa, let's go party, Barbie.